Bună dimineața! Sindicatul polițiștilor din Dolj intenționează să facă un meeting luni la Brașov, la Inspectoratul Județean de Poliție. Sindicaliștii spun că uniți sunt mai puternici și vor să-l susțină pe colegul lor, Marian Godină, care, spun ei, a scos la iveală problemele grave care se petrec la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție în ultima perioadă. Deocamdată, IPJ Brașov nu a reacționat în niciun fel la acuzele postate în mediul virtual de Marian Godină. În plus, inspectorul șef se află în concediu. Persoana care a depus plângere împotriva lui Marian Godină și l-a acuzat de comportament nepotrivit pe teren, vorbim aici despre directoarea filialei de la Crucea Roșie Brașov, a anunțat că s-a autosuspendat din funcție, asta până când instanța nu se va pronunța referitor la plângerea depusă împotriva polițistului.